Bună seara, dragi mei, bucur să vă atrag cu microfonul, noi suntem din nou împreună în Spania. Vorbim la treabă. Ce ai pregătit? Să vedem. Geometrie. Excelent, geometrie. Asta acum am plătit geometrie. Vezi? Hai să vezi de unde venim aici. Venim de la etapa în care nu știam ce înseamnă semnificis. Da. Da. Îți vei bară, paralateză dreaptă, da? De asta înseamnă matematică, da? Tema pentru acasă, clasa a șasea, geometrie, da? Da. Zicem. Desemnați 5 puncte diferite, două câte două, astfel încât numărul dreptelor care trec prin câte două dintre ele să fie A1, B5, C8. Deci, avem 5 puncte. Deci, ipoteză, da? Da. Ipoteză. Avem A, B, C, D și E. 2, 4, 5. Da. Cât? Nu. Deci, desemnați 5 puncte diferite, două câte două. Adică... Asta n-am înțeles nici eu. Desemnați 5 puncte diferite, două câte două. Adică, pe oricare două le-am luat și le-am comparat, să nu fie același punct. Adică cele 5 puncte A, B, C, D, E, înțeleg eu, să fie toate diferite dintre ele. Deci, nu pot să spun așa. Punctul A, B. Dar nu s-a venit și a pus un singur punct, înseamnă că și este coincid. Da. Și dacă ne punem... Deci, cum la rândurile două câte două, da. Două câte două nu trebuie în comparație, trebuie să fie distincte, diferite. Da. Altfel, într-un limbaj, toate cele câte puncte aici, toate cele cinci puncte să fie distincte, să fie individual de fiecare, nu să fie un punct peste celălalt. Da. Să nu fie doar așa. Așa și înțelege. Astfel încât dreptele care trec prin câte două dintre ele să fie dreptele care trec câte dreptele care trec prin câte două dintre ele să fie una singură dată. Da. Dar să fie una singură facem o dreaptă și pe care îi punem 5 puncte. Și distincte. Deci, la punctul A, deci avem mai multe, să zicem, situații. 1. 1. Există o singură dreaptă. Singură dreaptă. În condițiile astea, desenul înseamnă că este așa, o singură dreaptă și punem cele 5. A, B, C, D și E. Da? A, B, C, D. Adică sunt coliniale, de un fel. Da? Deci aici ar trebui să spunem că A, B, C, D, A, B, C, D și E, coliniale. Asta ar fi zisea autorul. Deci, desemnați 5 puncte cu linia. O singură dreaptă să existe. B. Să existe 5 drepte. Deci, aici A, A mic a fost ca punct, B mic. Să existe 5 drepte. Atunci o să facem o linie așa, una așa, după mai punem una așa, 3, și mai dăm încă două așa. Deci să existe 5 puncte, 5 drepte, numai 5 drepte, să nu cumva să existe 6. Da. În condițiile astea, are cum să le punem noi? Păi... Mai întâi o să luăm distincte toate. A, B, C. Dacă aș lua 3 puncte distincte, numai 3, ar exista câte drepte care se trag prin cele 3? 2. Una, două, trei. Da. Așa, trei, da? Da.
Dacă aș mai pune un singur punct, un singur punct dacă mai adaug, da. A, B, C, D, A, B, C, D, înseamnă că numărul dreptelor va fi încă două, vezi? Două, două, și ar mai fi și a treia. În cont total, câte drepte aș duce dacă ar fi situația asta A, B, C, D, distincte patru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Deci e o problemă delicată, să 6. Și ne trebuie 5. Și ne trebuie 5 puncte. Pe al 5-lea, îl fac undeva pe o dreaptă, o linie. Putem să-l punem și acolo, în mijloc. Putem să-l punem și aici, categoric, da. Putem să-l punem pe ei, pe oricare din dreptele acestea. Dar acum am 5 puncte distincte, 2 de 2 diferite. Însă, necazul mare este că în aranjarea asta am câte drepte duse? 6. 6. Nu sunt prea încântat. Știi de ce nu sunt încântat, da? Pentru că în momentul de față am nu 5 drepte, ci 6 drepte. Și asta mă dă peste cap. Ar trebui ce anume să fac eu ca să nu am situația asta de aici, să nu am 6. Asta nu e bun? Cum ai făcut tu? Deci, A. A, B, C, D. Iată ce interesant, ai avut o idee faină de tot. Deci, ai luat 3 distincte? Da. Iată, asta îmi place foarte tare la tine. Deci, îndrăznești, vrei și faci lucruri frumoase. Deci, ai zis așa, fiindcă cum, așa cum am făcut eu, cu 4 porțuri, nu-i treaba bună. Da? Atunci, ai renunțat la plasarea din de așa. Și în clipa asta, am numai 3. Punându-l pe de oriunde, în afara nesitropicele 3, se întâmplă ca să am câte drepte? Se întâmplă să am 3 drepte. Ei, și atunci ideea asta chiar nu a făcut. L-ai băgat pe pe una din ele. Da. Deci, pe colinia. Da. Puteai să o pui sus, jos, n-avea importanță. Încât cu vârful celălalt. Da. Să ai o singură dreaptă. Da. Nu așa? Da. Și ți-ai făcut 4 în condiția asta. Da. Foarte tare. Deci, de-o poate să fie oriunde pe lege. Înseamnă că D-ul este colinear cu B și C. Da. Este o singură dreaptă. Nu mai e situația aceea ca să reunești și să-ți complici problema. Și în clipa asta doar ai câștigat o singură dreaptă. Iată pe asta. Da. Și acum mai deplasat încă un punct. Hey. Vezi? Eu. Și ca să-l plasez pe ele, după experiența câștigată, da. Îți zic că îl plasez pe ori pe AC, colinear cu AC, ca să mai prind o singură dreaptă din prim B, ori pe AB. N-are importanță. Yeah. Și dacă punem pe AB, pe aici undeva, pe E, înseamnă că eu mai câștig o singură dreaptă. Nu? Și total am câte drepte. Iată. De 1, în dreapta acum de 1, de 2, de 3, de 3, așa, de 4 și de 5, care este? Asta, da. Asta e de 5. De 5. Foarte tare. Deci analizând cu foarte multă atenție, te prinzi de problemă foarte, foarte bine. Fii. Cu 3 puncte, mai cu 3 am 3. Da. Al patrulea îl pun colinear
pe un atent, ca să mergi și pe o singură drept. Da. Și la fel e făcut și cel de-a cincilea, pe un ventilator de tunel de drepturi. Foarte tare. Chiar sunt foarte bucuros. Da? A, B, C. Cu 8. Să existe 8, 5, da? Să existe 5 drepte, să existe 8 drepte. Să existe 8 drepte. Pentru asta, ca să existe 8 drepte, putem pune la nivel real, adică punctele, și după vedem, nici chiar la nivel real, le putem... Vrei să începem cu 4, să vedem câte drepte ducem, da, da. Și după al 5-lea să ne dăm seama da. Cam unde se lucrează. Da. Bine? Da. Hai să facem așa. Că cu 3 știi numai 3 facem treaba, da? Da. 3. Deci, plasă mama, distinte C și D. Și avem una, D1, D2, D3, D4, D4. Putem trasa și de la A la C. Corect. D5. De la A la D, D6, D6, deci am luat 6. Da. Acum, unde să plasăm pe al 5-lea, încât să mai ducem doar 2? Să mai ducem doar 2. Că de la 6 până la 8, doar 2. Da. Păi putem să-l punem... Deci mai trebuie să... Unde? Între D și C. Între... D și C. D și C? Coordinarea trebuie să spui, da? Da, da. Deci coordinarea ori pun între D și C, ori pun unde pe dreapta. Da, da. Deci ori pun unde pe dreapta de C. Dar de ce te-ai gândit pe dreapta de C? Păi, mă gândeam că putem produce și la A și la B. Că să rămân câte drepte libere de ne fac chestia asta. Deci au rămas câte drepte libere. Deci au rămas câte puncte libere când ai dus pe... Păi, niciun. Deci... Ai zis foarte bine, foarte bine, ca să rămână au și buri libere. Da. Și punându-l oriunde, pe aici, chiar pe eu, da. Practic, duci B, E și A, E. Deci B, E, da, este atâta de șapte și A, E. Da. Că prin două puncte distincte trece o dreaptă și până la și a 8 și-a făcut apariția. De ce a spus autorul două puncte două distincte? Pentru că prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai bună. Da. Deci el asta a avut în minte. Da. E foarte tare, foarte frumoasă problema. Deci hai să vedem la ce momentul să povestim prietenul nostru cum am gândit. Am luat cu 3 și a văzut că 3. Și până la 5, la punctul B, A, la B, îți mai trebuiau încă două drepte. Așadar, dacă numai două drepte îți mai trebuiau, neapărat pe cele două puncte, pe trei am împrăștiat, sau cel trei drepte, mai aveam doar două drepte, și atunci, pe celelalte două puncte, pe D și eu m-am făcut mai înainte, mi-am dus pe cele două laturi a triunghiului, hai să zicem așa, pe cele două drepte a triunghiului. Încă, practic, ne-a rămas al treilea vârf, care unite cu pe rând fiecare, fac ca, în final, să avem încă două drepte. Deci, ideea este asta, că am avut câte trei puncte coliniare.
Adică o lată de 3 și cealaltă 3. Și ideea ne-a dus la 5. Foarte tare când ne propune să fie 8 drepte. 8 drepte, m-am făcut mai întâi 4 distincte. Cele 4 ne-a condus spre câte drepte? Cele 4 ne-a condus spre 6 drepte, foarte clar. Și atunci pe al 5-lea, înseamnă câte drepte mai trebuie să mai trebuie încă 2. Și atunci pe al 5-lea, am băgat pe una din dreptele acestea. Ori pe asta, ori pe la asta, ori pe asta, ori pe partea cealaltă, da? Încât, în final, puteam să ne băgăm și pe AC? Da. Pe oricare din ele. Doar încă urmau încă 2 drepte. Deci, urmează un lucru spectaculos de interesant, acela că trei puncte trebuie să fie coliniare și celelalte să fie distincte. D, C și E, da? Și atunci ajungem la 8 drepte. Și dacă ar fi fost toate distincte, vrem mai mult, nu ne mulțumim să ne oprim numai la ce a spus autorul. Dar dacă ar fi fost 5 drepte distincte, cam câte de 5 puncte distincte, deci dacă ar fi fost așa, A, B, C, D și E. Deci, toate distincte și nici o clipă coliniare. Da? Să nu există 3 coliniare. Uite ca să vedeți. Întrebarea este câte drepte s-a făcut prin cele... Păi ce facem de la A la B? Deci, de la A la B, de la A la C, uite, facem așa, da? Da. De la A la B și de la A la E. D1, D2, D3, D4. Așa a făcut 4. Da. Și mai putem... Ne ducem de la B. Da. De la B cu A a fost de așa rezolvată. Da. Atunci facem de la B la C. De la B la C, zicem D5. De la B la D, D6. Și de la B la E, D7. Exact. Acum, de la C la A nu putem. De la C la A s-a rezolvat, da. La C la B. Deci singurul e rezolvat. Da. Numai de la C la D și la... D și după la E. Atât ar fi la acela de... A8, da? D8, da? Și de la acela E, D9. D9. Ce poate fi? D9, da? Și în sfârșit am avea de la ce cred că am acoperit pe toate, nu? Da. Și acum de la D. De la D... La ce urmează? La de la E. De la, de la E, iată D10. 10 drepte. Formidabil de interesant. Fiindcă toate sunt distincte și prin două trece o dreaptă, 5 ori 2 fac 10. Da. 10 drepte. Da. Ar fi interesant dacă acesta ar fi un control. Da. Mă gândesc dacă la 6 drepte ar fi cât să fie? 12. Nu? Deci la 6... Ah, da. Da. Dar ideea este că de la A la C4, la B, C și D, avem 4, nu? Ar fi fost așa. 4 plus de la B la C3 plus 3 plus 2 plus 1. Da. Și 1 plus 2 plus 3 plus 4? Egal 10. Ce crezi dacă ar fi fost 6 puncte? Am fi avut 5. Că de la A la C la 5, plus urmă câte? 2... Nu, 4. Așa! La următorul numai 4. După plus 2. 5 plus 4? Plus 3 la următorul punct. Păi da, dar... Hai să vedem. Câte secunde. Să vezi că dacă acționamentul meu curge de la A la cele 5 puncte, am 5. Da. De la B la cele... 4 da. 4. De la C la cele 3.
Păi nu, că eu mai fost la Beola. Nu, de la cel la cele trei, care urmează după A, B, C, D, E, F. Noi avem F puncte. Ah. Nu, că zic 6 puncte. Așa, da, înțeleg. E bine? Da. Deci lângă trei. Noi nu uităm aici la steluța asta. Da, înțeleg. Că avem o altă steluță în mintea noastră. Da. 6 puncte, da? Da. Deci 5, 4, 3, plus 2, plus 1. Da. Și facem în total? 9, 10, 15. Oh, și am 6 ori 2. Nu e adevărat cu tehnica. Da. Și mecheri e foarte tare. Da. Deci câte sunt? 15. E altă poveste. Este o sumă... suma numărului 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 puncte. Deci pentru 6 puncte încep 1 plus 2 plus 3 plus la 5. Când 7 puncte distincte, atunci o să fie 20? Ia să vedem. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Dar tot timpul e în urmă cu... Un mai mic decât numărul de puncte. Și cu 6 înseamnă 15 și cu 6, 21. Da. Și eu am zis 20. Să-i zis 20, gândindu-te că mai vrei încă 5. Da. Te-ai văzut la 10, 15 te-ai gândit-o. A? Da, nu, te-ai păcălesc. Da. Foarte, dar știi, noi acum rezolvăm problema, așa cum ne-au obișnuit în clipa în care ne aflăm de nereșițiu, încercăm mai mult să facem decât la nivelul autorului. Deci dacă punctele sunt distincte, știm numărul de întrebări. Da. Dacă vrea autorul mai puține, înseamnă că băgăm unul din puncte coliniare. Da. Foarte tare. Și când coliniare, pierdem din numărul de întrebări. Da. Uite, când a avut el 8, când a avut 8, pe al cincea l-am băgat pe una de drepte. Da. Adică, practic, dacă ar fi fost distincte cele 5, am fi făcut 10. Da. Și faptul că pierdem 2 este limpede că ultimele 2 nu mai sunt. Știi? De la C la D și la D la E. Fiind pe C-ul pe dreapta de aici, pierdem CD și CE. Că C-ul fiind aici, da. Da? Pierdem pe CD. Da, și pe CE. Și pe CE. Da. Deci pierdem 2. Da. Când a vrut autorul să fie, să zicem, numai câte? Numai 5 drepte, numai 5 drepte, am băgat, practic, ultime două puncte, le-am băgat pe miare, pe latură și pe cealaltă latură, cum vă strâng, nu? Da. Deci, vezi? Alo? Alo? Da, bună seara. Gata cu drag, cu drag, că mulțumesc vreau să ne urmăriți. Salut! Ne solicită un domn care stă ochii pe noi să reluăm acționamentul la 5 puncte. La 5 drepte. La 5 drepte. Bun. Ia. Cred că aici unde suntem? Aici suntem? Nu, aici sunt tot drepte. Nu, acolo sunt. Am șterg. Așa. Deci, puntele merge cu 3. Stai, 3 puncte, da? A, B și C. A, B și C.
Cele trei drepte sunt de 1, de 2 și de 3. De 2 și de 3. Deci pentru trei puncte așa trebuie să fie. Da. Însă noi avem la dispoziție, sau ne cerem autorul să construim câte drepte? 5. Acum, cele ABCD 5 puncte, ne le dăm ipoteză. Da. Deci avem, noi mai avem deplasat, atenție, încă două puncte. Da. Nu știm unde să deplasăm, dar numai două drepte. Fiecare punct care îl ducem, deci fiecare punct care îl ducem undeva, nu știu unde, să dea pe o dreaptă, o singură dreaptă. Da. Bunul simț matematic, da, așa, ne obligă ca unul din puncte, următorul punct, să-l plasăm obligatoriu pe dreapta, ori pe merge, ca să rămână au. Da. Și atunci, dacă rămâne un singur punct, și cu acela înseamnă că am construit o singură dreaptă. Da. Nu mai avem B, C-ul, B, D-ul, B, E-ul, sau ce urmează, acele ubicat pentru că sunt colineare acelea, da? Deci, pe scurt, fiecare punct, două puncte avem, două drepte trebuie să câștigăm. Numai două. Din la trei până la cei două. Și atunci, îl lăsăm oriunde, ca oriunde, să zicem, pe dreapta BC. Da. Dacă l-am plasat aici, pe punctul 3, BD nu mai există. Da. BC nu mai există. BC există, că am dus-o, dar BD și DC nu există. Da. Singura care există, o D-o plasat așa, este dreapta AD. Asta este atâta, a patra dreapta. Da. Cu același raționament, eu va fi plasat fie pe BC, de ce nu? Da. Undeva aici. Da. Distincte, da? Da. Și atunci ducem dreapta de la A la E. Dar foarte bine poate să fie pe AC. Dacă duc pe AC, atenție. Ba nu, că așa putem să ducem și la BC. O, cred că este o situație interesantă. Dacă îl pun pe AC, este B, yes, și D, da, și e o treabă proastă. Da, deci putem să punem doar de la E la A. A să fie singurul acolo. Așa, deci trebuie să fac o linie aici. Da. Mulțumesc frumos că ați intervenit. Pentru că data trecută aveam o scăpătare în raționament, că ne-a zis să ne lăsăm în altă parte. Da. Dar am uitat că și de la D se putea duce colizez. Da. Deci dacă eu plasez așa, pe undeva pe asta, pe AC, am șansă să duc B, da, și D. Da. 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 Deci e o mare greșeală. Da. Așadar, în clipa asta, îl plasez oriunde pe D, B, C, pe dreapta asta. Și să zicem aici, eu. Și în clipa asta am, iată, și de 5. Mulțumesc frumos! Și de 5. Foarte tare! Deci câte puncte trebuie să iei colineare? 4. 4 colineare. Formidabilă chestia. Pentru că din A, la cele 4 puncte am 4 drepte. Da. Și mai este la 5. Da. Foarte interesant. Da? Deci tu ai mers binișor. Da. Dar am avut o slăbiciune, eu m-am prins în clasa ta. Da. Și am fost foarte încântat, e foarte bună ideea. Da. Dar iată că aveau slăbiciune. Nu ne permitem să o ducem pe altă dreaptă. Ci neapăra și punctul e, da, neapăra și e, tot pe acea dreaptă. Da. Încât cele patru puncte să fie coliniare, al cincilea face repede legătura cu cele patru puncte. Da. Iar al șasea, a patru sunt, da? Da. Patru sunt de așa. Iar a cincea dreaptă este chiar dreapta celor patru puncte.
cele de tare că ne-am grăbit, dar așa trebuie văzut. Da. Dar, uite ce are să spun. Este și finanța celui care ne-a sunat. Vă rog să levați raționamentul de la... Da. Elegant a fost. Da. Mărturisim asta. Nu știu, nu-l cunosc pe domnul de respectiv, un domn adevărat. Pentru că a sesizat că este o deciune rațională. Și a spus, vă rugăm să revelați raționamentul de la 5 puncte. Ți-a părut ideea. Da. Sunt oameni care date. Astăzi am avut șansa să mă vizez cu cineva, tot așa. Eram din pasul lui. Și la un moment dat pe stradă, cineva s-a oprit în dreptul meu și a spus, dumneavoastră sunteți. A zis, da. Adică dumneavoastră sunteți, nu știam ce să spun. Mi-am dat seama că el se refer la profumare. Da. Și zice, și eu sunt profesor de matematică. Și le spun cu drag elevilor mei să vă urmărească și eu vă urmăresc cu foarte multă atenție, pentru că ce faceți este spectaculos. Deci în stradă am rămas așa, să spun, destul de șocat, mi-a zis, dumneavoastră sunteți. Așa, el și el nu realiza că are șansa să găsească, din parcă am sărit din pământ, așa. Dar mă bucur mult că sunt oameni care ne urmăresc și fac așa lucruri cu drag. Urmezi de admiră și iată domnul care spuneam, de multe ori mă suna și spunea m-am sonor, m-am spus ce. Deci, dânsul este un împătimit al filmelor pe care avem și ne și corectează cu drag. Da. Nu acceptă să fiți regulare de greșeli. Da. Asta este situația. Deci aici trebuie să spun așa. Patru puncte să fie coliniate. Deci patru din cele cinci să fie coliniate ca să reușim performanța. Patru puncte să fie coliniate. Super. Adică să avem culoare, cum avem un desen, D, B, E, și după aceea C. D, B, E, C. Noi am pus acum și la punct ideea atunci când punctele sunt distincte, da, și când vrem un număr mai mic, trebuie să avem măcar 3 coliniare și atunci am văzut și numărul. Deci când sunt distincte, dacă sunt 8 puncte distincte, 8 puncte distincte și necoliniare, necoliniare, rezultă numărul dreptelor, egal cu. Plecând la un număr mai mic cu 1, adică de la 7 plus 6, deci de la ăla, de unul singur pleacă 7 drepte, de la următorul pleacă 6 drepte, da? 7 plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Și până la 5, pare că până la 5 face cât aici? 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10 și cu 5, 15. Da, 15. Și cu 13? Nu, 7, 6, 13. Da. 28 drepte. Deci dacă sunt 8 puncte distincte necoliniare, numărul dreptelor este de 28. Pentru că de la 1 pleacă 7, de la următorul pleacă spre celelalte, spre următoarele puncte 6, de la... Da? Greșit ceva.
Hai să luăm, noi am luat 5 puncte de sfinte, să luăm 6, da? Da. Ia să vedem tot. Deci, facem acest A, B, C, D, E și F. Le-am luat distincte și necoliniare. E. Și acum, de la A la toate celelalte, la cu una, D1, D2, D3, D3, D4, D5, nu? De la B, asta se pierde. Da, și pornim de la B la C. De 7. De câte? De 6. De la B la D, de 7. De la B la D, de 7. De la B la E, de 8. Da. De la B la F, de 8. Și la B la F, de? De 9. De 9. Deci, practic, vine deocamdată 5 plus 4. Nu? 5 au fost la A. Ah, da. Deci avem 5 plus 4. Acum de la ce? De la C la D. De la C la B și de la C la A au fost consumate, nu? Da. Acum de la C la D. De la C la D, de la E de 10. De 10. De la C la E de 11. Da. Și de la C la F de 12. De la C la F de? 12. De 12. Adică la 5 plus 4 plus 3, nu? Da. 5 plus 4, 9, 3, 12. Acum, de la D ne ducem la E. De la D la E. Și atunci vine 5 plus 4 plus 3. Plus 2. Păi de la D la E. Și la D la F. Așa. De la E. Și la D la F. Deci vine de... De 13 și de 14. De 13 și de 14. Adică ar fi plus 2 aici, nu? Și mai rămâne una, de la E la F. De la E la F, da. Numai una. Da. Adică de 15. Da? Deci plus 1. Da, e corect. E corect, dar să nu e corect. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 fac 15. Deci e bine. Da. Și aveam sentimentul că e ceva neacoperit în urmă și aș mai avea. Nu. Au fost acele ocupate, înapoi nu mai pot trece, că sunt de așa, da? Deci tot înainte construiesc, tot înainte. Bun. E bine. Da. Iată o problemă elegantă, frumoasă. Am dezbătut-o. Am aflat acum numărul de drepte pentru situația când toate sunt necoliniare și de pe prietenii noștri aș ruga să analizeze când pun doar 3 coliniare, când pun 4 coliniare, da, și să vadă numărul dreptelor. Și problema este invers formulată. Dacă am numărul dreptelor, cum plasez punctele? Da. Deci dacă spun 15 puncte, 15 drepte și sunt 6, da, el trebuie să știe că toate sunt distincte necoliniare. Da. Dacă cumva pun în singură punct cu alte două, deci trei puncte coliniare, numărul dreptelor este altul, se pierde, nu? Cel puțin două, dacă mă înșel. Da. Și atunci, în clipa aceea, el trebuie să știe că numărul dreptelor va fi mai mic și poate formula problema invers. Pentru atâtea drepte, cum plasez cu punctele? Și trebuie să dăm răspunsul. Problema noastră, asta am avut. Pentru 5 drepte, cum plasez cele 5 puncte? Răspunsul. 4 coliniare. Da? Deci el numără dreptele și ne obligă pe noi să facem raționamentul pentru a ști cum plasăm cele câte? 5 puncte. Deci, pentru 5 drepte, iată, trebuie să avem dintre cele 5 puncte 4 coliniare.
Da. Încă o dată o să ne propus pentru intervenție. Deci cum să facem? Fie A și B simetricele punctelor C și D față de punctul O, astfel încât AO egal cu 5,5 cm și BO egal cu 1,5 cm. Deci în ipoteză ceapă, hai să construim ipoteza. Din informațiile de autor, trebuie să ne organizăm ipoteza. Ipoteza în ce? A și B, simetricele punctelor C și D față de punctul O. A și B, simetricele lui punctelor C și D față de punctul O. De O. Dar asta, matematic, trebuie să mă gândesc bine. Mai bine să vedem ce înseamnă simetricul unui punct față de altul. Da, vreau să vă spun ce înseamnă. Asta e foarte important. Că dacă nu știm conținutul, nu avem nicio șansă să facem așa. Da. Uite, vezi? Se dă punctul A, nu, în cerul, hai să zic, cerul și un punct O. Deci sunt două puncte. Păi două puncte distincte trece o dreaptă și mai bună. Da. Da? Uite așa. Simetricului C față de O este un punct situat în partea cealaltă, că se îndreaptă OC, o vedem. Da. Și e vorba de situarea punctului A, va fi aici. Nu la întâmplare pe dreapta asta. Deci e vorba de un lucru, e aceeași dreapta situată. Da. Întâi trebuie să fie toate trei, deci cele trei puncte, A, O și simetricul său, sunt aceeași dreapta. Da. Deci sunt coliniate, da? Deci o primă informație ar fi că A, O și C, să le luăm pe rechi, așa cum de autorul, deci, iată, să spunem așa, linuță O, linuță C. În asta am spus că sunt pe linia. Da. La fel, B, O și D. B, O și D. Da. Dar mai avem încă ceva interesant. Punctul A, care e simetricului C, C față de O, simetricul este la aceeași distanță. Adică CO este cât o oară. Sunt congruente. Segmentele sunt congruente sau lungimea segmentului este aceeași sau segmentele au aceeași lungime. Da. Deci mai adăugăm aici faptul că A, O
lungimea lui al 8, egal cu lungimea lui 8C. Acum exerciți asimetric? Da. Deci, două puncte, sau un punct este simetricul altul ea, față de cineva. Da. Înseamnă că ăsta e la mijloc. Da. Înseamnă că O este la mijlocul segmentului CA. Adică O aparține segmentului CA. O aparține dreptei. Da. Da. Dar dreapta, care este dreapta pentru început? Cerul și A-ul. Da. Ce, pardon, cerul și O. Da? Cer și O. Iar A-ul, care e simetricul, este pe dreapta CO, că vezi aici asimetricul lui C față de O. Deci CO este dat și O este dat. Și atunci trebuie două puncte distincte de cel dreaptă. Iar simetricul este pe dreapta respectivă situat așa fel încât CO ca lungime egal cu O A. Altfel, tradus, O este în mijlocul lui C A. Care este simetricul lui M față de M este aici și M aici. Simetricul lui M față de M. M față de M. Față de M și M de bază și M dat. Păi... Simetricul lui M față de M. P. Un punct P, să notăm noi. Care e după M. Așa. Deci prin mână trece dreapta. Da, trece dreapta și... Simetricul său se găsește dincolo de mână și de aceeași lungime cât mână. Da, da. Ăsta ar fi punctul, mă zicem, P. Deci P este simetricul lui mână față de mână. Da. Care este simetricul, să notăm cu E, simetricul lui mână față de mână? N față de M. Simetricul lui N față de M. E, care e după M. Așa. E tot colineat aici. Da. Și este un punct E. Care este exact cu M. Exact. Deci este un punct. Iată-l pe E, simetricul lui N. Da. Simetricul lui N față de M. Sau invers. P, simetricul lui M față de N. Da. Deci, al lui N față de M aruncă în partea asta și al lui M față de N aruncă în partea asta. În concluzie, avem în clipa asta pus la punct ce înseamnă ideea de simetric. Vezi? Ne putem apuca de probleme fără să înțelegem asta? N-avem nicio șansă. Deci totul trebuie lămurit cu multă grijă ca să putem să facem pași. Acum, simetricul lui A față de O. Cine este? Se pare A simetricul lui C, pardon. Simetricul lui C față de O. Înseamnă că am C, O. Iar simetricul este un punct A, este din față de O situat. Da. Încât C o să fie cu O, A. Da. Mai am niște elemente. Și vorbesc și de simetricul B. Simetricul lui D. Da? Da. Față de O. Păi facem o dreaptă pe care o să vină... Simetricul lui D față de O. Deci, facem cine? Facem B. După... Simetricul lui D față de O. Deci elemente date sunt D și O. Adică putem duce dreapta D cu O. Nu așa? Da. Iată, eu pot duce pe D-ul, uite așa. Da. D-ul se rog unde la D. Și simetricul lui D față de O e B. Este un punct B care are distanța, e adică D-ul o să fie cât o B. Da. Puteam să iau cum? Da. Ce nu dă încă în problemă? Ce mai spune problemă? AO egal cu 5,5 cm. Ce ascunde autorul aici? Că nu mă dă de AO. AO egal cu CO. Corect! Deci egal cu CO. Vezi? Eu am dat grafit.
Că știu ce înseamnă simetric. Da. Mai departe, ce mai spune? BO egal cu 1,5 cm. BO egal cu 1,5 cm. Ca să fie respectată, să spunem așa, ideea de unitate de măsură, iată, 1,5, dacă ăsta e 5,5, da. Cam mai mic o spre aici este, aici V, și dă-o pe partea asta, pe și mea, da? Da. Așa. Iată, B, O, mai am, că V, 1,5, și egal cu cine? Clipa care V, O, știu. Egal cu D, O. Cu D, O. Datorită ideei că știu ce înseamnă să fie cu legum, da? Mai departe. Relevant de cerul, l-am făcut. Da, da. Determinați lungimea segmentelor OC, OD. OC și OD. Da, știm. Da. AB. AB. E. Când spune AB, n-aș mai putea face problema în continuare, dar mai anunț autorul. Că B și D trebuia luate pe aceeași leagă. Da. Vezi? Da. Deci, simt aici că el vorbește de situarea între respective toate coliniare, da? Da. Și atunci, B trebuie să fie pe aici. Dacă asta toate era de 5,5, pe aici undeva trebuie să fie B. Da. Da? Aici. Și dă sigur că da, așa fel încât să fie gola în mijloc. Ștergem desenul. Ne obligă desenul să renunțăm la o dreaptă distinctă, ci atât dâu cât și la o altă dreaptă distinctă, atât dâu cât și bău trebuie să fie obligatoriu pe aceeași dreaptă. Și acum, uite că avem așa, AO și CD știu de 5,5, BO și DO de 1,5. Și o să vedem de cât este AB. AB. Deci, AO. AO toate 5,5. OB. OB 1,5. Da. Hai să concentrăm aici. Dacă A, O... Da, știu. Deci dacă A, O e egal cu O, C, da. Atunci înseamnă că e 5,5 scris acolo. Da, și facem 5,5 minus 1,5. Corect. Deci A, B este egal cu, scriem, O, A. O, A minus B, O, B. O, B. 4 cm, da? Bun. Ce mai ceri tu acolo? Ce mai cere autorul? AD. AD. Păi dacă știm AB, de fapt, da, AB. AB o știm. Și... D, A. Să uităm cine este D, A. Câte de pe figură și D, A egal din cine s-a compune D, A? Din D, O și B, A. D, O și O, A. Deci de la D până la A, D, O, dacă te opri din O, da. Pleci la O până la A. Da. Da? Deci este, D, O este compus din... Ai zis tu, D-O plus O-A. Deci O este strecurat între D și A și trebuie dat ca să fie potrivitate pe tine. Da. Și egal cu D-O cât e de mare? D-O. 1,5. Corect. Egal cu 1,5, la care mai adăugăm. Plus 5,5. Plus 5,5.
Și în final? 6,970. 70. Corect. Ce mai întrebă acolo? Sau cine mai întreabă autorul? BC. BC. BC egal cu cine? De la B până la C. De la B până la C e CD plus DB. Corect. Deci egal cu CD. Cât de plus? Plus de O și O, B sau de B. De O și O, B sau de B. De da, B. Da. Plus de B. Mai poate fi privit și altă. Hai să vedem de ce CD de plus de B mai întâi. CD e... CD e ce de cu cine este egal ca mărime? O... Ce a, de? Cu B-a. Cu B-a. Și pe B-a am aflat. Da, și B-a e 4. Deci ar fi 4. Plus. 4 plus de B. Plus de B. Cât ar fi de B de mare? 3. 3. E 1,5 și 1,5 metri, da? Deci plus 3 și face egal cu 7 cm. Tot BC nu poți afla și altă. Iată o primă observație de A cât BC. Deci putem să facem concluzia că DA DA egal cu BC. Egal cu BC. Foarte important. Tot pe BC cum ar mai putem afla? Într-un alt mod. L-am făcut. Păi cât de plus de O, l-am completat. Da. O altă variantă. E la C până la O, ce O plus O, B. Nu? Cât de C până la O, da. Ce O plus O, B. E și șansa asta. Sau nu puteam face și dacă C, B, nu e egal cu O, A. Că B egal cu OA? Nu. De la C până la O egal cu OA. Că A este simetrul C față de O. Da. Da? Așa am spus. Deci, CB mai poate fi privit într-un alt mod, spune tu, CB. Da. Sau BC, BC mai poate fi privit ca CO egal cu C până la A plus, plus OB. OB. Care face cât pe final? Egal cu 5,5. Da. O, B, 1,5. Plus 1,5. Și mine 7. Tot 7. De așa n-ați scris tot 7, că doar... Da. Da, nu puteați de alt răspuns. Altă întrebare acolo. Arătat că segmentele AC și BD au același mijloc. AC și grâbul BD au același mijloc. În paranteză că deci AC, așa, vezi? Da. Că dacă ne-am BD și AC, așa, să se înțelege de regulă logimea simetrică. Da, logimea simetrică. Așa? AC și BD facem referire la segmentul în sine ca mulțime de puncte. Deci de la A la C, de la A la C, adică ăsta, da, tot. Care ar fi mijlocul de la C? O. O. Și al lui BD? Tot. Sigur, o, același mijloc. Dar prin de fapt că unul e simetric cu celălalt, adică D-ul e simetric cu O, B-ul e simetric cu D față de O și invers. Da, B e simetricul B, nu, D este simetricul B față de O. O. Da? Sau puteți spune A-ul este simetrul lui C față de O. Și C-ul este simetricul lui A față de O. Corect. Din motivul acesta au același mijloc. Deci cum avem că C-O egal cu O-B, C-O egal cu O-B. Deci au aceeași lungime. Da. Și mai adăugăm că sunt coliniare C-O
C-O din fâță de femeie. De aici și de desubt mai avem că și D-O, D-O, egal cu O-B-E, O-B-E, D-O egal cu O-B-E. Și avem pătrinitatea D-O-B-E, D-O-B-E. Iată așa de la stără. În aceste chestiuni, doar din cele patru, O rezultă cu O mijlocul segmentelor AC și respectiv segmentul BD. Da? AC și BD. Acela? Atât. Geometrie, deci asta am avut. Da. Hai să vedem, urmărind acum toate chestiunea. Ce ți-a părut cel mai mult din discuția la geometrie? Prima problemă a fost teoretică de frumoasă. Pentru că am pus la punct, nu, ne obișnuim să raționăm. Tot secretul era că din două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una. De aceea autorul a spus punctele sunt distincte două câte două. Da. Adică nu există pericolul să dispară vreo dreaptă. Da. Că dacă ar fi fost două puncte să coincidă, A, identic, B, atunci dispărea dreapta A. Da. Că pentru un singur punct nu poți duce o singură dreaptă, deci da. Poți duce o infinitate de drepte de acolo. Da. În concluzie, ideea este așa. Că autorul este drăguț și ne dă foarte bine. Și îmi place foarte tare cum am gândit eu problemele. Ne putem gândi și noi la astfel de situații. Deci el numără dreptele și te pune pe tine să plasezi punctele. Ne oferă 5 puncte la îndemână și la un moment dat, ne spune o singură dreaptă, adică după aceea, până pe linia E. Da, după 5. După aceea 5 a fost foarte important. 4 pe linia E și 1 stă deasupra. Da. Și acela face toată treaba, nu? Da, a, așa. Deci da. Acela cu 4 și cu una. Da, da. Da? Așa. După 8 ne este ruta, când duceam de la... Sigur că da, și practic a fost la 8, parcă un singur, un triplet, numai 3 coliniare, nu? Ca să obțin 8 drepte. Deci la 8 drepte, mi se pare mie, ca ne amintim așa, dintre cele 5 puncte, câte au fost coliniare? 3 coliniare, și au rămas două în afară, da, nu? Da. 3 coliniare și 2 în afară. Și atunci am construit cele 8 drepte, da? Da. Bun. Deci autorul ne-a cerut plasarea punctelor așa fel încât să rămână numai 8 drepte. Da. Și iată că am pus la punct raționamentul, să sper. De aici, le-aș propune prietenilor noștri să facă o problemă, să compună un număr dat de puncte, hai să zicem 6 puncte de început, să dau 6 puncte și să avem 7 drepte, să zicem. Numai 7 drepte, dar acum facem invers problema. Noi o să gândim... 7. Să zicem, azi 6 puncte, da? Da. 5 coliniare și 2 necoliniare. Dacă am zis 6, dacă am zis 6, și am zis 5. Și 1 în afară. Da. Și noi vedem câte drepte se duc din 1 în acele. Da, se duc așa și după mai vine una la sfârșit. Una așa și noi facem problema corectă, dar o facem de la unde pornim? De la răspuns. Da. Noi ne plasăm punctele într-o situație și pe urmă în dreptele. Și lor le spune așa, știi că sunt atâta drepte, deci se pe răspunderea realității. Da. Dar știi cât atâta drepte faceți voi plasamentul. Da. Da? Deci vreți să gândim corect. Acum o să facem doar 2 puncte să rămână distincte și 4 să fie pe aceeași dreaptă. Și numărăm câte drepte se pot duce. Da. Și le formulăm lor, ei, faceți-o voi. Și trebuie să ajungă să pună 4 coliniare și 2 în afară și să ajungă la trebuie. Adică, problema se face invers.
de la rezolvare, tu știi rezolvarea și trebuie să ajungi în seara. Deci de la rezolvare plecăm spre partea aceea de formulare a problemei. Că nu putem da drumul, nu putem da la întâmplare dreptele. Un număr de drepte, 13. Aia. S-ar putea să nu ai cu soluții problema la cât urmă așa pare. Și noi o să gândim tot timpul plecând de la realitatea concretă pe care o gândim spre rezolvare. Dar tot puterim. Problema, așa cum am spus, prima problemă, deosebit de frumoasă. Și nu putem decât să mulțumim prietenului nostru, care având amabilitatea să le spune, îndată ce a sesizat că ceva nu e în regulă. Și a făcut-o deosebit de politicos. M-am trezit, ne-am trezit sunați, se străgurase noi o slăbiciune. Aveam o slăbiciune la acțiune. Mai întâmplă tot poate așa. Sigur că da, asta le vedeți un bun prieten de-al nostru, care ne urmărește, a spus, nu spune că s-a strecurat o greșeală, ci spune, vrei să mai luați fracționamentul încă o dată? Deci de o finețe nemea pomenită. Așa da seama că ceva nu e regulă. Da, dar și când am luat fracționamentul, avea dreptate. Dar n-a spus, știți, îmi pare că s-a strecurat o greșeală. Putea să spun și o formulare de asta. Dar o spune deosebit de frumos. E, da. Legat. Doamne, profesor? Da. Ați crescut 60 de abonați. 60 de abonați. Bine. Acum, hai să facem sinteza. Da? Sinteza. Ore. Era să facem de fiecare sinteza. Chiar și la teste. De ce? Pentru că Cristi trebuie să vadă și conținutul, că el scrie conținutul acolo și trebuie să facem ce am întâlnit acolo. Da, da, da. Îl sinteză ori și fac sinteză ori aici. Am avut drepte, puncte și drepte. Da. Puncte. Și drepte. Puncte. Coliniare.